Mintea controlează corpul, ori corpul controlează mintea. De ce este atât de greu să vă schimbați? Să presupunem că mamei îi făcea plăcere să sufere, iar dumneavoastră, prin îndelungată observație, v-ați dat inconștient seama că acest par comportamental îi dădea posibilitatea să obțină anumite beneficii. Să mai presupunem și că ați avut vreo câteva experiențe dure în viață care v-au făcut să suferiți destul de mult. Astfel de amintiri încă trezesc o reacție emoțională concentrată asupra unei anumite persoane dintr-un loc și un moment anume din viața dumneavoastră. V-ați gândit suficient de des la trecut și cumva aceste amintiri sunt ușor de reînviat, poate chiar automate. Închipuiți-vă acum că timp de mai mult de 20 de ani ați exersat permanent ciclul gândit, simțit și simțit, gândit despre suferință. De fapt, nici nu aveți nevoie să vă gândiți la evenimentul trecut respectiv ca să creați sentimentul. Pare că nu se poate gândi sau acționa în niciun alt fel decât așa concepți întotdeauna. Suferința s-a memorat prin gândurile și sentimentele recurente cele legate de incidentul în cauză, precum și de alte evenimente din propria viață. Gândurile despre dumneavoastră și viața dumneavoastră tind să fie nuanțate de sentimente de victimizare și autocompătimire. Repetarea acelorași gânduri și sentimente pe care le-ați cultivat timp de 20 de ani v-au condiționat organismul să-și aducă aminte. Sentimentul de suferință fără prea multă gândire conștientă, ceea ce în prezent pare natural și normal. Și ori de câte ori încercați să schimbați ceva la dumneavoastră, e ca și cum lucrurile s-ar întoarce împotrivă. Vă treziți înapoi la ceea ce creați, erați ce nu știu cel mai mulți oameni este că atunci când se gândesc la un eveniment cu mare încărcătură emoțională, își activează circuitele cerebrale în exact aceeași succesiune și după aceleași tipare ca și înainte. Își stimulează și își circuitează creierul către trecut, consolidând circuitele respective și transformându-le în rețele și mai solide. Totodată produc aceleași substanțe chimice în corp și în creier la niveluri diferite, ca și cum și la momentul respectiv ar trece prin aceeași experiență. Astfel de substanțe chimice încep să antreneze creierul să memoreze pe mai departe emoția în cauză. Atât rezultatele de natură chimică ale gândirii și simțirii și ale simțirii și gândirii, precum și neuronii care se activează împreună alcătuind și consolidând același circuit, condiționează mintea și trupul în raport cu exprimarea unui set finit de programe automate. Suntem capabili să retrăim iar și iar un eveniment trecut, poate și de mii de ori, în cursul unei vieți. Această repetare inconștientă este cea care antrenează creierul să-și amintească starea emoțională res respectivă la fel sau chiar mai bine decât conștientul. Când corpul își amintește mai bine decât conștientul, cu alte cuvinte, atunci când corpul este mintea însăși, aceasta este ceea ce se numește o obișnuință. Psihologia afirmă că până pe la dat pe la vârsta de 35 de ani, identitatea sau personalitatea ne este pe deplin formată, ceea ce înseamnă că aceia dintre noi care au trecut de vârsta de 35 de ani au memorat un ansamblu colecționat de comportamente, atitudini, convingeri, reacții emoționale obișnuite, de prinderea mintirii, asociative, reacții și percepții condiționate care s-au programat subconștient în noi. Aceste programe ne dirigează deoarece corpul s-a transformat în minte. Aceasta înseamnă că vom avea Aceleași gânduri, ne vom simți la fel, vom reacționa identic, ne vom comporta în același mod, vom crede în aceleași dogme și vom percepe realitatea la fel. Aproximativ 90%. La 95% din ceea ce suntem cam pe la mijlocul vieții constituie o serie de programe subconștiente devenite automate, condusul mașinii, spălatul pe dinți, mâncatul peste măsură în situații de stres, îngrijorarea pentru viitor, atitudinea critică față de prieteni, lamentarea la adresa propriei vieți, blamarea părinților, lipsa de încredere în sine și persistența în ea unei existențe aflate sub semnul nefericirii cronice și asta ca să menționăm doar câteva. Prima dată m-am întâlnit cu acest concept în anul 1981, pe când studiam hipnoza cu John Capas uh, la Hypnosis Motivation Institute. Uh, pe vremea aceea autorul susținea că subconștientul constituie 90% din conținutul minții. Mai recent, oamenii de știință estimează că acesta reprezintă cam 95%, indiferent de proces, este oricum foarte mult. Deseori nu suntem decât în aparență treji. Odată ce corpul ia locul minții, subconștient este ușor de văzut că în situațiile în care trupul devine minte, conștientul nu mai are de a face cu comportamentul nostru. În clipa în care apare un gând, ori, o reacție sau simțim ceva, corpul se pornește pe pilot automat. Devenim inconștienți. Să luăm ca exemplu o mamă aflată la volanul unei mașini care își duce copiii la școală. Cum e în stare să se orienteze și să se descurce în trafic, să calmeze spirite, să bea cafea, să schimbe vitezele și să-și ajute fiul, să-și sufle nasul, și toate în același timp. Foarte asemănător unui program de computer, aceste acțiuni au devenit funcții automate care se desfășoară cu mare fluiditate și ușurință. Corpul mămicii face cu îndemânare tot pentru că a memorat prin multă repetiție cum să realizeze aceste acțiuni. Nu mai conștientizează de mult nimic referitor la modul în care le face. Au devenit obișnuință. Ia să ne gândim, 5% din minte o constituie conștientul care are de luptat cu restul de 95% care acționează programe automate subconștiente. Am memorat atât de bine un ansamblu de comportamente încât am devenit un tandem automat de obișnuințe minte-corp. De fapt, când corpul a memorat un gând, o acțiune sau un sentiment în asemenea măsură încât se transformă cu adevărat în minte, când mintea se contopește cu trupul, suntem într-o stare de a fi oameni a nouă înșine. Și dacă 95% din cine suntem la vârsta de 35 de ani este un ansamblu de programe involuntare, comportamente memorate și reacții emoționale, înseamnă că în proporție de 95% din fiecare zi suntem într-o stare de inconștiență. Nu suntem decât în aparență treji. Aoleu! Așa că cineva își poate dori mult și bine în mod conștient să fie fericit, sănătos sau liber. Degeaba dacă 20 de ani de experiență ca gazda unui sentiment de suferință și reluarea regulată a ciclului de substanțe chimice care definez durerea și mila i-au condiționat în mod subconștient corpul că... Uh, uh, să existe într-o stare cu care s-a obișnuit. Trăim conform obișnuinței atunci când nu mai conștientizăm ceea ce gândim, ce facem sau cum ne simțim. Am devenit inconștienți. Cea mai mare obișnuință de care trebuie să ne dezvățăm este aceea de a fi noi înșine. Când corpul se află la pupitrul de comandă, iată câteva ilustrări practice ale situației în care corpul se află într-o stare cu care s-a obișnuit. Ați fost vreodată în situația de a nu vă putea aduce aminte un număr de telefon atunci când vreți? Oricât ați încerca, nu vă puteți aminti nici măcar trei cifre din șirul de care e nevoie ca să dați telefonul. Și totuși, dacă puneți mâna pe receptor, veți observa cum degetele formează numărul. Creierul conștient care gândește nu-și poate aminti numărul. Dar degetele v-au exesat această acțiune de atâtea ori încât acum corpul știe și și amintește mai bine decât creierul. Exemplul a fost pentru cei care au ajuns la vârsta de adult înainte de apariția apelării rapide și a telefoanelor celulare. Poate ați pățit același lucru când ați vrut să vă testați pinul la bancomat sau ați introdus o parolă de internet. În mod similar, îmi vine în minte vremea în care lucram la sală și aveam un dulap al meu cu un lacăt cu cifru. Eram atât de obosit după exerciții încât nu îmi puteam aminti combinația. Mă uitam la cadran încercând să-mi aduc aminte succesiunea de cifre, iar acestea se încăpățânau să nu apară. Și totuși, când începeam să rotesc cadranul combinația, îmi răsărea ca priminune în minte. Din nou, așa ceva e posibil pentru că am exersat atât de mult încât corpurile noastre știu mai bine decât conștientul. Corpul ia subconștientul locul minții. Să nu uităm că 95% din ceea ce devenim până la vârsta de 35 de ani se regăsește în același sistem subconștient al memoriei în care corpul acționează automat un set programat de comportamente și reacții emoționale. Cu alte cuvinte, corpul este la pupitul de comandă, când servitorul ia locul stăpânului. Adevărul este că trupul este servitorul minții. În consecință, dacă trupul s-a transformat în minte, servitorul s-a transformat în stăpân, iar fostul stăpân, adică conștientul, a adormit. Mintea poate crede că deține în continuare controlul, dar corpul influențează luarea unor decizii care corespund emoțiilor memorate. Și acum să zicem că mintea vrea să recapete controlul. Ce credeți că va spune corpul? Pe unde ai umblat? Du-te înapoi la culcare. Am aranjat eu lucrurile aici. Tu n-ai nici voința, nici tenacitatea și nici conștiința să faci tot ce am făcut eu tot timpul ăsta de când tu mi urmezi inconștient comenzile. În timp am reușit chiar să modific niște zone receptoare ca să te slujești mai bine. Tu credeai că frâiele sunt la tine în mână când de fapt eu te influențam tot timpul și te îndemnam să iei toate deciziile pe care le simt eu în mod obișnuit că ar fi corecte. Iar când cele 5% care reprezintă conștientul se opun celor 95% care acționează programe automate, cele 95% au un caracter atât de reflex încât e suficient un singur gând hoinari, ori un singur stimul din mediul pentru ca uh, programul automat să se declanșeze din nou. Și atunci ne întoarcem tot la noi, cei de dinainte, gândind aceleași gânduri, acționând în același fel, dar așteptând să ne apară ceva neobișnuit în viață. Momentul în care încercăm să recâștigăm controlul este și cel în care corpul semnalează creierului să înceapă să ne convingă să nu acționăm conform obiect obiectivelor noastre conștiente. Vociferările noastre interne vin însoțite de o armată de motive pentru a ne convinge să nu încercăm să facem nimic diferit decât de obicei, să nu ne eliberăm de starea de a fi cu care ne-am obișnuit. Va face apel la toate slăbiciunile noastre pe care le cunoaște și le cultivă și ni le va azvârni în față una după alta. În mintea noastră construim tot felul de scenarii apocaliptice, astfel încât să nu fim nevoie să ne ridicăm deasupra simțămintelor obișnuite, pentru că atunci când încercăm să întrerupem ordinea chimică internă pe care ne-am transformat-o singuri în asemenea măsură încât a devenit o a doua natură, corpul intră într-o stare haotică. Pare aproape imposibil să rezisti acestei cicăleli interne, astfel încât de nenumărate ori cedăm. Pătrundeți în subconștient ca să-l schimbați. Mintea subconștientă nu știe decât ce ați programat-o să facă. Vi s-a întâmplat vreodată să stați concentrat la laptop și să lucrați și dintr-o dată computerul să pornească programe automate asupra cărora nu aveți niciun fel de control? Când încercați să vă folosiți conștientul ca să opriți programele automate, subconștiente, stocate în corp, e ca și cum ați striga la un computer scăpat de sub control, care a activat mai multe programe și pe ecranul căruia tot apar ferestre care vă bulbersează. Hei, potolește-te! Computerul nici măcar nu va înregistra informația, ci o va ține în continuare tot așa, până nu se intervine cumva, până nu intrați în sistemul lui de operare și schimbați niște setări. Din această carte veți afla cum să pătrundeți în subconștient și să-l reprogramați cu un set nou de strategii. Într-adevăr, va trebui să vă dezvățați sau să demontați circuitele vechiului dumneavoastră în mod de a gândi și a simți și apoi să reînvățați ori să vă faceți alte circuite în creier cu alte tipare de gândire și simțire pornind de la cine vreți să fiți. Când vă condiționați corpul în raport cu o minte nouă, cele două nu mai acționează antagonic, ci lucrează în armonie. Acesta este pragul de transformare, de creație personală, vinovat până la proba contrarie. Haideți să facem apel la o situație din viața reală pentru a evidenția ce se întâmplă când ne hotărâm să ne eliberăm de o stare emoțională memorată și să ne transformăm mintea. Cred că ne putem cu toții raporta la o stare comună de a fi vina. O voi folosi așadar ca să ilustrez în termeni practici în ce fel anume acest ciclu de gândire și simțire lucrează împotriva noastră. Apoi vom identifica câteva dintre eforturile pe care sistemul minte-trup le va întreprinde ca să păstreze controlul și starea negativă de a fi. Închipuiți-vă că vă simțiți deseori vinovat de un lucru sau altul. Dacă este ceva care scârție într-o relație o simplă comunicare defectuoasă, cineva care își varsă nevi pe nedrept sau mai știu eu ce, sfârșiți prin a lua vina asupra dumneavoastră și vă simțiți prost. Închipuiți-vă că sunteți unul dintre cei care spun sau gândesc frecvent, a fost vina mea. După 20 de ani de când vă inoculați același mesaj, vă simțiți vinovat din orice și aveți automat gânduri de vinovăție. V-ați creat singur un mediu propice a acestui sentiment. Au fost și alți factori care au contribuit la această stare, dar pentru moment să ne concentrăm asupra noțiunii referitoare la felul în care gândirea și simțirea v-au creat o anumită stare de a fi și un mediu aferent.